Subiectul privind realizarea unor stații de reîncărcare electrice pe raza Băii Mari a fost adus în atenția consilierilor locali la ședința de îndată de astăzi, când pe masa lor a ajuns un proiect cu care trebuiau să fie sau nu de acord și care viza aplicarea municipiului Baia Mare la programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. Am mers pe două tipuri de stații. Am propus în 6 puncte din oraș. Zona Universitate, treilea punct, zona Teatru Municipal, Sala Sporturilor, Bulevardul Unirii, zona Parcului Mara. Pentru fiecare din cele 6 puncte am mers pe două variante. Stații de încărcare lentă, care sunt stații sub 22 de kW, curent continuu, și stații de încărcare rapidă, care sunt peste 22 de kW. De asemenea, în zona primăriei ar putea exista o stație de reîncărcare a autovehiculelor electrice. Potrivit informațiilor oferite de Radu Bolchiș, pentru cele lente încărcarea ar fi între 1 și 6 ore, iar pentru cele rapide între 30 de minute și o oră. Cele rapide însă costă în jur de 35.000 de euro, iar celelalte 3.000 de euro. Valoarea finanțării maxime era de 900.000 de lei, care reprezintă 80% din contribuția fondului de mediu, 20% contribuția OAT-ului în acest caz, și mai există o serie de cheltuieli neeligibile care sunt reprezentate de costurile de branșare acestor stații la rețeaua electrică. Noi am mers pe o finanțare de 700.000 de lei, nu 900.000, am considerat că 6 puncte, cel puțin în această etapă, sunt suficiente. Potrivit datelor prezentate astăzi, în România ar exista deja 30 de orașe care au stații electrice de reîncărcare a autovehiculelor electrice, iar proiectul adus în atenția aleșilor ar putea fi finanțat în mare parte de la Fondul Național de Mediu. Aleșii și-au dat acordul pentru acesta, însă cu un amendament propus de primar. Având în față și ghidul de finanțare care propune, care prevede că hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la contractarea finanțării. Și dacă ne uităm la articolul 1 de la acest proiect numărul 2, propun amendamentul cu se aprobă contractarea finanțării și nu varianta se aprobă de bune. Deci se aprobă contractarea finanțării să fim conform prevederilor ghidului. Până în 16 octombrie trebuie depusă documentația la Fondul de Mediu.